simțiți, nu, cum să zic, apartenența asta față de România și faptul că reprezentați și că, domnule, trebuie să facem ceva pentru țară, să ne mândrim și simțiți lucrul ăsta pe bune? Da, mai ales când ești acolo și știi că toată munca pe care ai făcut-o în sală a meritat și că ai făcut pe toată lumea mândră, inclusiv țara, se simte super frumos. Cred că îți dai mai bine seama că a trecut un pic și timpul și ai fost la multe concursuri. Cum simțeai tu treaba asta? Cu imnul? Da, da. Imnul și faptul la o că... competiție mare mie nu mi-a cântat imnul, deși mi-am dorit foarte mult. Adică am avut bronzuri peste tot, la Cupa Mondială, Cupa Europei, Mondial și European. Am fost dublă campioană balcanică și acolo mi-a cântat imnul, dar nu era campioană balcanic. Pentru mine e înălțător. Deci eu la un moment dat, când a cântat imnul pentru Amalia la Tel Aviv anul trecut, eram undeva în mulțime pentru că vroiam să-i filmez și să postez pe Facebook. Și evident îmi dăduseră lacrimile și mă uitam așa la ea și la podium și mă uitam așa la lumea din jur și eram, știți, asta este imnul meu, e vorba de România acum, știi, eram foarte mândră. Adică este... Vă spuneam și înainte de emisiune că îmi plac trainingurile pe care le aveți și în spate există, nu prea se vede pe cadrul ăsta, există modelul ăsta cu steagul României și pe spate scrie România și vă povesteam că atunci când eram mic și vedeam un tricou al Naționalei, era și greu accesibil, nu-l găseai în magazine sau un training al Naționalei sau să vezi pe cineva îmbrăcat cu, mi se părea ceva extraordinar, adică ăla era pus undeva pe piedestal. Este o mândrie să porți trainingul țării tale și să-l reprezinți cu cinste. Povestiți-mi și niște lucruri din astea de fete, așa, de pe la concursuri. Sunteți mereu foarte grațioase, foarte aranjate, arătați bine, machiate. Vreau să vă întreb dacă există un make-up artist, nu știu, în lot sau... Învață ele. Fac tot felul de exerciții pe acasă, da. Până și descoperă machiajul care le vine cel mai bine. Dar vă machiați, nu? Înainte adică există tot pachetul făcut. Da. Păi se accentuează expresia, pentru că gimnastica ritmică presupune și expresie facială. Uh-huh. Și trăire și transmiterea unei emoții. Și atunci, sigur că dacă ai ochii conturați și ai ceva de transmis prin privire, prin, nu știu, intensitatea cu care faci gesturile, e important. E foarte important și machiajul. Uh-huh. Bine, ideea e să fie în vârsta lor, adică să se încadreze la vârsta pe care o au, să nu fie ceva prea intens și să fie mișcările decente. Nu știu, este un caz acum în gimnastica ritmică, o gimnastă care își face un gest de artistic, cum cred că s-a dorit, șterge rujul așa și îl întinde pe obraz. Nu știu, să cred că suntem încă la sport, adică da. Prea dramatic gestul și... Te duce în alte zone. Totuși. Exact, adică nu suntem la show, suntem la sport încă, chiar dacă gimnastica ritmică e la graneața dintre sport și artă și vorbim de artă, adică arta trebuie păstrată și decență. Vreau să te întreb, ce sport faci ca să te menții? Da, mă gândesc că... rău. Da? Da. Merg la sală, bicicletă 45 de minute, abdomene în jur de 500. 500 pe zi? De 3 ori pe săptămână. De 3 ori sport, de 2 ori masaj. Cam ăsta e programul. Și în weekend liber sau 10.000 de pași, duminica. Ok, deci cam ritualul stabilit, da. Așa. Vreau să spun că acum sunt într-o etapă a vieții cu campionatul acesta mondial, unde sunt foarte solicitată și am și pe plan personal niște lucruri în sensul că fiica mea are examen de capacitate. Ne tot plimbăm cu lecții, meditație, etc. Și am tot felul de întâlniri. Merg și la sală, că eu stau și în sală foarte mult, antrenez și e foarte greu cu toate întâlnirile, și oficiale și cu federația și mi-am dat seama că dacă n-am un regim din ăsta foarte disciplinat, nu rezist. Și atunci când am de, cum să spun, un target din ăsta care mă solicită foarte mult, iar acum chiar s-au adunat toate în aceste 6 luni, n-am cum să fac față și m-am apucat foarte tare de sport. Și am un regim de viață foarte pe minute, pe secunde, cum zic eu. Face vreun sport?
Nu, am încercat tot felul, am încercat și gimnastică, dar nu face, face canto. E și ăsta un sport foarte frumos. Cu social media, cum stați? Te întreb pe tine că ești mai mare și poate ai voie pe TikTok. Îmi place să mă uit în timpul liber, dar nu ocup foarte mult timp. Da, aveți conturi, nu? Da. Amândouă, și de Instagram și de TikTok. Asta mi se pare extraordinar. În străinătate, sportivii sunt mult mai vizibili. Probabil există și o altă cultură a urmăririi sportivilor pe rețele de socializare, dar cred că aveți și voi fani. Chiar internațional. Altfel. Da? Da, da, da. Cum sunt... Mă rog, gimnaste care, care probabil n-au ajuns la performanțe din Italia, din Spania, din care sunt... Păstrați legătura, nu? Cu fetele cu care vă întâlniți pe la concursuri. Da. Extraordinar. Ce urmează pentru voi, vreau să-mi spuneți? Ce concursuri aveți în perioada următoare? Păi, mâine plecăm la un concurs în Italia, care este ca un fel de campionat național și aparținem fiecare la un club diferit. Și facem doar un obiect, să ajutăm echipa. Uh-huh. Și apoi eu în aprilie am prima mea cupă mondială. Wow, unde? În Tashkent, în Uzbekistan. Fantastic. Și tu, Amalia? Eu tot în Italia plec mâine și săptămâna viitoare o să am în Sofia, în Bulgaria. Iauzi, ce de plimbă. E o perioadă extraordinară să mergi în Italia, chiar și așa, pentru un city break. Ce urmează pentru noi așa ca... Evident, obiectivul principal este campionatul mondial de la Cluj. Ok. Ne străduim foarte tare să... Încă n-am obținut fondurile necesare organizării acestui campionat. Caut încă sponsori. Sunt în discuții, dar... Care sunt feedback-urile apropo de asta? Ce spun companiile de sportul ăsta? Dar nu prea sunt, să zic așa, foarte prietenoase, pentru că este vorba de un sport de nișă, repet, care nu are vizibilitate, nu e fotbal. Și toți se întreabă, dar unde mă văd, care e ratingul? Și e destul de greu. Mai ales că la noi nu există un campionat, adică este un moment acolo, alea trei zile, ok. Uh-huh. Se întâmplă chestia asta și poate va fi sigur va fi transmis pe televiziunea națională, trei zile de concurs, 6 ore pe zi, să spunem. Dar nu e cu etape, cum e la fotbal, la handbal, la basket, la... Na. Și atunci sunt destul de reticenți. Tot ce se realizează, toate sponsorizările pe care reușesc să le aduc în federație, sunt evident oameni de bine care înțeleg, nu știu, și se lasă impresionați de candoarea copiilor și de ideea de a ajuta ceva care nu se poate ajuta singur. Eu zic că perioada asta poate fi și bună dintr-un punct de vedere, perioada asta în care nu prea avem succes în sport, pentru că în momentul în care cineva câștigă o medalie de aur, indiferent de sport, cred că e vizibil. Adică suntem atât de flămânzi de performanță. Da, 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 și de frumos și de bun. Da. Da. De bine, să auzi de bine, exact, să nu mai auzim tot felul de nenorociri. Eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de el și să aveți parte de multe medalii și de Jocuri Olimpice și de campionate mondiale. Mult succes! Amalia Lică, Cristina Drăgan, Irina Deleanu, a fost o plăcere. Mulțumim mult! Mulțumim! Mulțumim și vouă pentru atenția, pe curând!